Salutare, prieteni! Bine ați venit la partea plină! Eu sunt Adrian, iar astăzi vorbim despre 7 obiceiuri care îți distrug motivația. Numărul 1. Așteptarea să lucrezi este unul dintre cele mai comune motive care duc la distrugerea motivației tale. Imaginează-ți că ai un proiect mare la care trebuie să lucrezi. Știi că ai nevoie de minim 3-4 ore pentru a-l finaliza. Planul este să-l duci la bun sfârșit cât mai repede, dar ți se face foame și decizi să începi să lucrezi la proiect după prânz. Imediat după prânz îți amintești că mai ai ceva de făcut și decizi să amâni din nou proiectul. Și din nou și din nou amâni până ajungi la sfârșitul zilei și realizezi că nu mai ai timp să lucrezi deloc la proiect. Dacă asta sună ca ceva ce tu faci, atunci este important să îți stabilești o rutină care să te forțeze să începi și să te oprești din lucru la aceeași oră, să îți creezi un program bine stabilit. În timp, corpul și mintea ta se vor obișnui cu această rutină și nu vei mai simți nevoia să amâni. Numărul 2. Compararea. Compararea cu alții este nocivă în toate sensurile posibile, de la scăderea stimei de sine până la distrugerea relațiilor cu ceilalți. Când vine vorba de motivație, de cele mai multe ori, compararea este o piedică în atingerea obiectivelor tale, făcându-te să te simți nesigur pe tine și intimidat de toți ceilalți care se descurcă mai bine decât tine. Nu face greșeala să-ți abandonezi aspirațiile doar pentru că îți lipsesc banii, încrederea sau autoritatea pe care alții o au. Dacă ceilalți au ceva ce tu vrei, încearcă să-ți dai seama cum au ajuns acolo, iar apoi încearcă să faci același lucru. Nu este nimic greșit să înveți din succesul altora atâta timp cât nu lași ca succesul lor să stea în calea succesului tău. Numărul 3. Perfecționismul. Adesea oamenii au impresia greșită că trebuie să faci lucrurile perfect ca să fii productiv. Perfecționismul nu arată cât de mult îți pasă de munca ta, în schimb, ea naștere din frica de eșec. Muncești peste program la un proiect pentru că ți este teamă că nu va fi suficient de bun dacă îl lași așa cum este în acel moment. Dar trebuie să știi că tot acel timp pe care l-ai folosit să revizuiești din nou și din nou detaliile putea fi folosit la finalizarea întregului proiect și începerea unuia nou. Datorită standardelor ridicate pe care ți le impui, adesea perfecționismul afectează și calitatea muncii tale. Dacă ai depus foarte mult timp și efort în realizarea unui proiect și nu a ieșit așa cum ți-ai dorit, poți ceda mental, iar din acel moment să depui efort minim în orice lucrezi, pentru că dacă nu iasă cum vrei tu, atunci care este sensul să te chinui, nu? Ce ar trebui să faci este să încerci să te axezi pe terminarea proiectului, chiar dacă nu se ridică la standardele pe care le voiai. Să zicem că scrii o carte și ai terminat decât o pagină, pentru că revii mereu și mereu asupra detaliilor. Da, acea pagină este incredibilă, dar cineva care s-ar fi axat pe finalizarea cărții ar fi avut 15 pagini până acum. Prin înlăturarea celei mai mari părți, te poți întoarce și schimba detaliile după. Numărul 4. Multitasking. Știu că sună ca o idee grozavă. Dacă faci mai multe lucruri deodată, nu doar că salvezi timp, dar și dublezi productivitatea, nu? Mulți oameni fac această greșeală zilnic pentru că multitasking-ul cu adevărat productiv nu există. Ca specie, omul a fost creat să se concentreze pe un singur lucru odată. Chiar și atunci când credem că facem multitasking, de fapt, doar ne schimbăm atenția de la un lucru la altul. Nu ne concentrăm atenția pe multiplele lucruri pe care le facem. Adu-ți aminte ultima dată când ai mâncat în fața televizorului. Ambele sunt activități foarte simple, dar este foarte ușor ca oamenii să mănânce mai mult decât voiau din cauză că sunt concentrați pe o singură activitate, uitatul la televizor. Chiar dacă crezi că poți să le faci pe amândouă, îți redirecționezi atenția asupra unui singur lucru. Ce legătură are asta cu motivația? Să zicem că trebuie să răspunzi la niște e-mail-uri și să lucrezi la o prezentare. Vrei să termini foarte repede, așa că decizi să faci multitasking. Acest lucru nu doar va consuma multă energie, dar va duce și la o muncă de mântuială. Multitasking-ul îți limitează abilitatea de a rezolva probleme complexe, de gândire la subiectele mai complexe care solicită concentrare intensă. Soluția este să te oprești din multitasking, dar dacă insiști să faci asta, poți să-ți grupezi sarcinile astfel încât atunci când sari la sarcini diferite, creierul tău va realiza tranziția mult mai ușor. Numărul 5. Permiterea distragerii. Ai obiceiul de a lăsa televizorul aprins în timp ce lucrezi? Sau poate îți place să faci temele cu prietenii în jur?
Sună ca un mod distractiv de a termina o sarcină plictisitoare, dar poate fi un factor negativ, decisiv, pentru motivație și productivitate. La fel ca și multitasking-ul, aceste distracții îți forțează mintea să se concentreze pe mai multe lucruri deodată. Dacă te-ai obișnuit să fii leneș sau nemotivat, mintea ta va căuta modalități în care să evite munca. Atunci când lași televizorul aprins, îi permiți minții să pună pe primul plan ceva ușor și distractiv, în timp ce ignoră lucrurile care sunt grele. Poate te gândești, dar dacă nu mă uit la televizor sau las volumul mai încet? Din păcate, lucrurile sunt mult mai complicate de atât. Mintea umană tinde să fie distrasă între 20 și 40% din timp. Pentru a te concentra 100% pe un singur lucru, ai nevoie de ani de meditație, deci este foarte probabil ca mintea ta să fie distrasă măcar puțin. Când se va întâmpla asta, vei fi mult mai vulnerabil la distracții, deci dacă îți scrii tema în timp ce prietenii tăi vorbesc, vei fi atent la ceea ce discută ei în loc să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut. De aceea, foarte multă lume preferă să lucreze în biblioteci sau să folosească căști izolate fonic. Eliminarea acestor distracții te vor ține motivat și productiv. Numărul 6. Spui mereu da. Este posibil să-ți pierzi motivația pentru că faci ceea ce alții așteaptă de la tine să faci și îți neglijezi propriile interese. Dacă vrei să fii mai social sau să ieși din carapacea ta, să spui da mereu este o soluție. Dar să nu fii surprins atunci când vei rămâne cu mai puțin timp pentru propriile proiecte. Nu sunt doar câteva ore folosite pentru alții, este timp prețios, timp și efort care îți solicită creierul și îți oferă mai puțin timp pentru tine. Pentru a te asigura că rămâi motivat, învață când să spui nu. Poate fi o adevărată provocare să spui nu, dar ceilalți o să te respecte pentru că îți stabilești prioritățile. Deci nu îți fie frică să anunți oamenii că îți prețuiești timpul. Numărul 7. A fi indecis. Pentru a fi calm și decis, ai nevoie de practică, dar fiind încrezător în propriile decizii, îți va crește motivația. Dacă nu ești încrezător, ajungi să irosești timp, iar când în sfârșit faci o decizie, performanța ta o să fie mai slabă, pentru că în subconștient o să te întrebi dacă ai făcut o decizie proastă. Nu rămâne blocat în acest vortex al neîncrederii. Ai încredere în tine, oferă-ți deadline-uri rigide și astfel o să încetezi să îți stai în propria cale. Mulțumesc pentru că ați fost alături de Partea Plină, asigurați-vă că vă abonați pentru că mai mult conținut incredibil este pe drum.